Traficul rutier din Timișoara va fi închis pe bulevardul Regele Ferdinand I cu ocazia ceremoniilor dedicate zilei eroilor și praznicului înălțării Domnului. Pentru desfășurarea ceremoniilor dedicate zilei eroilor și praznicului înălțării Domnului la solicitarea instituției prefectului, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat închiderea circulației rutiere mâine 13 iunie 2024 pe bulevardul Regele Ferdinand I. Astfel, în intervalul orar 11:45-12:40, traficul rutier va fi închis în fața monumentului crucificării din fața catedralei metropolitane, în vederea desfășurării ceremoniei militare și religioase organizate cu ocazia comemorării eroilor. Șoferilor le este recomandat să folosească rute alternative pe perioada desfășurării evenimentelor comemorative.